A apărut primul caz de hepatită severă de cauză necunoscută în România. Este vorba despre o fetiță de doar 5 ani din zona București-Ilfov. Copilul a fost internat pe data de 4 aprilie și este încă în spital, din fericire în stare stabilă. Sursa infectării rămâne o necunoscută. Fetița nu a călătorit în străinătate și nici nu ar fi intrat în contact cu alte persoane care suferă de afecțiuni similare, dar simptomele ei sunt asemănătoare cu alte 169 de cazuri raportate de Organizația Mondială a Sănătății în lume. Ministerul Sănătății ar trebui să ia măsuri mai severe în privința asta. Credeți că este o boală normală? Credeți că ar putea fi un virus ca și COVID-19? Părerea mea că e virus și COVID-ul tot așa. Nu știu ce să vă spun, nu știu, n-am nici copii mici, nici... E tot un fel de gripă, cred, sau o viroză mai puternică, altceva. Credeți că poate fi un virus? Păi ca un virus, este normal că e un virus. Credeți că se poate răspândi? Ala, da. Se poate. Avem astfel de a face cu o hepatită care nu este declanșată de virusurile hepatice cunoscute. Simptomele inițiale sunt asemănătoare unei viroze obișnuite. Hepatite au mai fost și sunt în continuare. Cele mai comune simptome sunt cele gastrointestinale, ca diareea, vomitatul. Pot exista și variante de tuse ușoară și senzație de congestie nazală. Acest nou tip de hepatită afectează copiii de până în 16 ani din toată lumea. Maladia atacă ficatul, iar în câteva zile, dacă nu este tratată, poate duce la deces. Primele cazuri de boală au apărut la începutul lunii aprilie.